Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Haideți să vedem puișorii de cochinchina pitică, de mari și de frumos s-au făcut. Au deja o lună și haideți să vedem. După cum știți, asta e boxa unde îi ținem noi. Aici îi ținem noaptea sau cât e vreme urâtă, ca acum afară. N-am mai scos ca să filmez numai puii de cochinchina, am lăsat și puii de brahma. Puii de cochinchina au deja o lună, vedeți acela negru cu alb. Au deja o lună, le-au crescut frumos penele. O să încerc să-i filmez mai mult pe ei. Uitați-l cu cochinchina pitic și se uită la noi, vedeți acolo sunt doi. Trei puișori avem de tot și acum mai avem unul de o săptămână și un pic, care e extrem de micuții cu ceilalți pui. Vedeți acela de acolo, cochinchina și cochinchina și mai unul aici cu cochinchina, uitați-l. Imediat o să scos să-i vedeți. Noi îi ținem împreună cu puii de brahma. Cochinchina oricum crește mai greu pentru că sunt mai micuți. Acum este vreme urâtă la noi afară, deși nu a anunțat ploaie, dar este ploaie. A fost o ploaie torențială, o să vedeți că am filmat un videoclip, o să apară mai târziu. Cu pui de-a mereu cana. Cine a prins ploaia? Haideți să scoatem un pic și puișorii afară să-i vedeți mai bine. Puiul de cochinchina pitic e cam speriat că l-am scos afară, a fugit înăuntru, o să-l prindem iară. Am reușit, prieten, să-l prind din nou, vreau să vi-l arăt. Uitați cât e de frumos și ce frumoase culori are și la lăbuțe, după cum vedeți, îi cu pene. Vedeți ce frumos a crescut penele pe el, are deja toate penele, numai într-adevăr crește mult mai greu. Pentru că este rasă mică. Foarte frumos. O să încerc zilele astea să-l filmez afară. Teoretic așa am vrut să-i filmez de afară, dar din păcate nu pot cu vremea. Nu le lasă vremea, deși nu au anunțat ploi la noi și este vânt și ploaie torențială, așa că nu pot să-l scot afară. Să-i scotem pentru că sunt destul de micuți. Și o să vi arăt așa un pic de aici. O să vedem zilele astea când o să fie vreme mai frumoasă să-l filmăm și de afară. O fugit înăuntru. O să-i filmez zilele astea, prieteni, de afară, să-i vedeți și de afară cum sunt. O să încerc acum să filmez cât mai mult pentru voi pui de cochinchina, sper să reușesc. Au crescut foarte mari, dar cum avem și brahma aici, o să fie și brahma filmat. Vedeți acela e cochinchina, asta de aici. Deci. Și ăla de acolo, direct se vede cu cochinchina și asta de aici. Direct se vede că-s cochinchina. Dar cum stau împreună cu brahma, n-am mai vrut să-i zăpăcesc ca să îi mai scot afară, să-i pun separat pe brahma ca să filmez, așa că o să filmăm mai mult pui de cochinchina, pentru că despre ei vrem să discutăm acum. O să mai revin eu cu clipul unde să fac mult mai altfel clipurile, pentru că afară mult mai bine filmăm decât aici, dar din păcate nu putem. Încă le dăm starter de pui, după cum vedeți acolo. Puișorul de cochinchina. Vedeți, sunt doi pui unul lângă altul. Iau apă, sunt foarte, foarte fricoși, sperioși, nu prea pot să lucrez cu ei. Sper să mă obișnuiască când cresc mari, dar nu prea cred. Aici ce avem pui de brahma de 3 săptămâni și ceva, într-adevăr sunt mult mai mari decât ei, dar oricum brahma era să mare. Și acolo în colț mai avem un pui de cochinchina.
Vedeți, ei sunt mai micuți. Toți sunt înghețiți la apă. O să încerc pe copinchina să-i filmez. Sunt foarte, foarte agresiv și foarte bătăuși față de rasa Brahma. Da, sunt foarte frumoși, mi-e plac foarte mult puișorii. Chiar îmi plac foarte mult rasa aceasta cu punchina pitic și culoarea care o au ei. O să încerc și de la asta să-i mai filmez și să-i filmăm de afară, să-i filmăm un pic altfel, să-i vedeți și voi mai bine de ce frumos le-a dat penele. Ce frumos e. Uitați și din spate cum arată așa, pene mare are. Când o să crească o să fie ca și părinții lui, nu o să mai văd degetele de pene. Dar ce fain, e foarte frumos și destul de mărișor, ținând cont că rasa cochinchina totuși e mică. Pui. Nu te băga acolo. Acum ce sare, că mi-i place. A sărit. Iau apă. Acolo avem pui de mătase japoneză, nici pe ei nu putem să scoatem că e vreme urâtă azi. A anunțat ploi. De fapt nici nu a anunțat ploi, au venit așa instantaneu ploile peste noi. S-au grămădit la apă, i-au luat pe tot stertea. Tot încerc cumva să fac să-i vedeți mai bine, dar după cum se pare azi nu prea am noroc cu filmatul, nu prea reușesc să-i fac să-i vedeți mai bine. Uitați ce face de din spate. Uiu! Foarte frumoși. Vedeți ce pene frumoase are, așa colorate și în spate, așa cum se vede la lăbuți acolo. Penele alea așa mari. Iar vrei să pui și tu. Foarte frumoși. O să mai revin, prieteni, zilele astea cu un videoclip altfel filmat cu puișorii de cochinchina. Îmi pare rău că n-am putut să filmez afară și altfel pentru că la noi este vreme urâtă și nu prea aveam cum să-i scot afară, că totuși sunt destul de mic și de sensibil. Dar o să revin zilele viitoare când o să fie plăcut afară și frumos, să facem altfel de videoclip. Dar că am vrut să vi arăt cât de mari și de frumos au făcut. Sper că v-a plăcut acest videoclip și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu și dacă nu v-ați abonat, nu uitați să faceți, pentru că o să urmeze multe clipuri frumoase și interesante. Noi o să ne vedem data viitoare, prieteni, aveți grijă de voi, vă salut cu respect, numai bine, ciao!